genul programului, familie. Următorul program poate fi vizionat de copii în vârstă de până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Bine v-am regăsit la Antena 1 Iași, îl avem ca invitat de această dată pe domnul profesor universitar dr. Marin Burlea, senator UNPR. Domnule profesor, bine ați venit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Citeam zilele trecute o declarație de-a dumneavoastră, spuneați că la alegerile din 2014, la prezidențiale, în turul 2 ați votat cu Iohannis. Și în turul 1 și în turul 2 am votat cu Iohannis pentru că era membru PNL și suntem oameni de onoare. Și nu numai că am votat, i-am făcut o campanie foarte puternică și pe Facebook și în realitate și în teritoriu, împreună cu consilierii mei, pentru că așa am convenit cu colegii mei din PNL, pentru că eu luasem decizia, de fapt, să plec din PNL aproape cu o lună înainte. Dar mi-am îndeplinit această misiune și am considerat că așa este onorabil să fac ce fac colegii mei din PNL, adică să susținem candidatul PNL-ului. Bineînțeles că, în mod oarecum surprinzător, la 2-3 zile după alegeri și în mod neașteptat sau poate paradoxal, am făcut această opțiune inversă. Adică am trecut de la victorie în zona unde se pierduseră alegerile. A fost viziunea mea și opțiunea mea și credința mea. Cum v-au racolat, domnule profesor? Nu pot fi racolat. Eu sunt un tip destul de puternic așa și pe picioarele mele și deciziile eu. Adică nu mă ademenește nimeni, nu sunt prelucrabil, nu sunt comprimabil, presabil. Un șantaj mic, ceva? Nu am niciun fel de probleme de genul ăsta. Nu. Astfel încât a fost opțiunea și decizia mea, pentru că am studiat tot arcul politic, toate partidele, și am convingerea că UNPR-ul, prin faptul că este oarecum militarizat, conține foarte mulți militari, mai puțin eu sau poate și un alt coleg de-ai mei, există rigoare, există seriozitate, există punctualitate și există onoare. Prin urmare, ceea ce se discută rămâne valabil, nu avem fluctuații. Din acest punct de vedere, UNPR-ul e un partid oarecum insolit în peisajul politic românesc, pentru că, de fapt, noi nu suntem de stânga sau de dreapta, pentru că aceste clasări aici vreau să vă întreb, iluzorii. Dacă există o trecere de la stânga la dreapta, pentru că UNPR-ul se autodefinește ca un partid de centru-stânga, dumneavoastră spuneați cândva că, domnule, în România nu prea mai există stânga și dreapta, e și greu de definit vă și de identificat. Sigur că nu există, pentru că partidele sau politicienii care se consideră de stânga, în cadrul guvernării iau măsuri de tip liberal, măsuri de dreaptă și viceversa. UNPR-ul, în viziunea mea și a președintelui partidului, domnul general Gabriel Oprea, nu e nici de stânga, nici de dreapta. Este, dacă vreți, de centru stânga-dreapta, pentru că este, de fapt, direcția românilor. Deci noi susținem interesul național la nivel de țară, la nivel de Europa, și are și o tentă naționalistă în sensul de naționalism modern european, pentru că în toată Europa există o exacerbare a ființei naționale. De exemplu, Belgia e o țară cât două județe de România, că ea și Vaslui. Sunt două sau trei națiuni care își dispută dezvoltarea ființei lor proprii, naționale, a obiceiurilor, a elementului de cultură, de civilizație și, bineînțeles, a randamentului în muncă. Și asta contează. Flamanzii și valonii au avut exact. Și probleme. Multă sigur. Vreme nici n-au avut guvern exact. în Belgia, deși mecanismul era așa de bine pus la punct, încât funcționa fără niciun fel de problemă. Da, aici aveți dreptate și mă gândeam la când spuneați de centru dreapta-stânga. Se spune deseori că UNPR-ul e ca așa un fel de
UDMR, un fel de partid balama, care oscilează și poate oscila dintr-o parte în alta în funcție de anumite interese. Deci acum e decizia de a continua guvernarea cu PSD-ul. Ceva nu urma. Place balamaua, nu place ca termen, dar el este esențială doar pentru că ține să nu cadă ușa. Deci nu că schimbă din închis deschis. Nu asta este problema, ci ideea este de a consolida, de a menține toată structura, respectiv ușa. UDMR ăsta nu poate fi făcută o asimilare cu UDMR, pentru că UDMR e un partid național, naționalist, și reprezintă, de fapt, o etnie, o anumită populație sau subpopulație din România. Noi reprezentăm toți românii. Și în afară de asta, ca și dimensiune, la ora actuală, UNPR e un partid puternic. E a treia forță în România, pentru că noi suntem 57 de parlamentari. 57 de parlamentari înseamnă cam 10%. În același timp, avem peste 300.000 de membri în România, avem structuri în foarte multe zone, iar de când am făcut, prin aspirație, unirea cu PPDD-ul, numărul de structuri în teritoriu este și mai bine reprezentat și acoperit la nivel național, astfel încât în maximum un an targetul nostru este să ajungi la 1.000.000 de membri. Asta înseamnă o forță, înseamnă că putem exprima anumite... Nu e un ideal prea îndrăzneț. Acum, ca să fac o glumă, citeam de undeva că una dintre obiectivele UNPR-ului la Iași e dublarea numărului de membri. Și mă gândeam că sosirea dumneavoastră a realizat acest obiectiv. Păi, în venirea mea, cred că nu neapărat dublare, poate chiar triplare. Și nu sunt lipsit de modestie, dar mai sunt și colegii mei, doamna profesor dr. Bogdanici Camelia, domnul dr. Cihodaru. Adică avem oameni, cred eu, care au o anumită poziție publică în Iași, sunt cunoscuți, au fost mediatizați, au făcut servicii ieșenilor și, din acest punct de vedere, avem respect. Și dacă fiecare membru din UNPR aduce 3 membri, nu neapărat din familia lui, s-a făcut 1.000.000. Deci nu asta e problema, nu este greu sau nu este imposibil, important e noi să fim uniți. Să fim uniți și să demonstrăm populației României și populației Iașului, în cazul nostru, că noi susținem marile proiecte ale Iașului. Este vorba de aeroport, care, după opinia mea, este o realizare extraordinară. Eu fac naveta cu avionul Iași-București și constat că în multe curse sunt numai străini. Asta înseamnă că Iașul începe să fie frecventat, să devine frecventabil de oameni de afaceri, de, eu știu, oameni de știință care vin la universități, de studenți și de familiile lor care merg în diverse țări din Europa, iar faptul că sunt peste 10 curse în Europa și plus Tel Avivul, înseamnă că Iașul este deschis. Iașul este deja legat de bine inserat în Europa. După opinia mea... Mai bine ar fi să anunțăm că s-a deschis recent și o cursă spre Paris. Asta e foarte interesant. De la Iași. Sigur. Așa că putem merge în weekend să vedem turnul. Fără probleme. Mai aproape e Viena. Și eu cred că Viena a devenit un fel de destinație de weekend pentru foarte mulți români. Dar în același timp spuneam că al doilea obiectiv absolut esențial, și anume autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș, ar deschide Iașul pe transport rutier și cu autoturisme spre Europa. Și atunci îți pui problema că într-o singură zi să pleci dimineața de vreme să ajungi la Viena. Asta este un avantaj extraordinar. Da, fac o Ardeleni în câteva ore. Da, exact. Cu autostrada n-aș vrea să mai discutăm, rămâne un punct fierbinte. Suntem maestri la studii de fezabilitate. La câți bani am cheltuit pe studii de fezabilitate, făceam mulți kilometri de autostradă, nu spun că nu e nevoie, dar le tot repetăm, tocmai s-a anulat o licitație pentru un astfel de studiu. Când e vorba de făcut studii, înseamnă că nu vrei să faci. Când faci o comisie, vrei să nu rezolvi o problemă. Așa, vrei să distrugi un lucru, organizează o comisie. După opinia mea, Moldova a fost chiar batjocorită, și o spun asta cu toată răspunderea, de câte guvernanți de toate culorile. Pentru că
au intrat bani mulți în București și intră enorm. Ați văzut, la o singură primărie de sector se discută de șpăci de sute de milioane. Sute de milioane. Și pentru ei nu se găsesc bani. Și s-a găsit explicații că facem studii de fezabilitate, facem răscumpărări de terenuri pe unde vine coridorul 4 sau mai știu eu ce, dar de fapt nu este dorința și voința politică să se realizeze acest obiectiv, care după mine este absolut esențial, pentru că nu poți să lași izolat partea cea mai de est a Europei, frontiera de est a Europei, să o rupi de restul Europei. Pentru că toată lumea discută de axă, eu știu, până sud, pe la Teleorman, pe undeva pe la Sibiu, să ieși din România, dar nimeni nu pune problema că și țările din fostul spațiu sovietic și Moldova, frații noștri din Moldova, vor să aibă acces. Și eu zic că este destul de atractiv, pentru că sunt țări care au forță. De exemplu, Azerbaijan are petrol, are forță, vrea să circule, să transporte produse petroliere, să mai știu ce bunuri produc ei, spre Europa. Ori asta, trebuie doar să gândim logic că România e a noastră. Nu-i numai Ardealul, nu-i numai sudul țării, Moldova este o treime de România și poate cea mai importantă din punct de vedere mental. Pentru că aici au fost oameni cei mai deștepți din România. Asta o puteți să mai spuneți, odată. Vreau să mai vorbim un pic despre obiectivele UNPR-ului. Spuneați de organizații în toate comunele și orașele până la 1 septembrie. Deci încercați, să zic, după fuziunea cu PPDD-ul, să reașezați, să zic, pe alte planuri. Ce aveți de gând pentru alegerile din 2016? Cum se va poziționa UNPR-ul? Dacă sperați la un număr foarte mare de membri, doriți să candidați și singuri în alegeri sau preconizați o alianță? Avem două variante. Nu s-a tranșat în niciun fel. Să rămânem împreună într-o alianță cu PSD-ul, așa cum suntem în momentul de față, sau să candidăm separat. Deci ambele variante se discută în partid, nu s-a tranșat, nu s-a luat o decizie în acest sens. Eu cred că UNPR-ul are și va avea forța și prestigiu și aderență la populația României să candideze și singur. Dar deocamdată ați văzut toată lumea că, în general, UNPR-ul e un partid serios. E un partid care niciodată n-a dărâmat guvernul. Sau mai ales guvern în care a făcut parte. Deci, din acest punct de vedere, discutăm de onoare, discutăm de cuvânt, discutăm de seriozitate. Motiv pentru care nu l-am votat pe Mihai Răzvan Ungureanu pentru SIE, UNPR-ul. Că așa a promis președintele nostru, domnule președinte Iohannis. Dar în același timp, suntem în continuare solidari și facem parte din guvernul Ponta. Deci susținem guvernul Ponta cât timp Ponta este prim-ministru. Încât asta este punctul de vedere și eu zic că înseamnă seriozitate, înseamnă rigoare și o atitudine care merită respectul populației, pentru că a sărit dintr-o barcă în alta și dintr-o extremă în alta nu e onorabil pentru nimeni. Oricât de politicianist s-ar face. Multe lucruri nu sunt onorabile, domn profesor, în politică și la noi e un sport național săritul dintr-o barcă în alta, nu? Tot vorbeați de Răzvan Ungureanu, cum a fost dat jos de la guvern. Nu? Ne aducem foarte, foarte bine aminte cu ce s-a întâmplat atunci. Dar UNPR-ul, cel puțin până acum, într-adevăr, cum spuneți, a dat dovadă de seriozitate, adică de stabilitate în ideile care și le-a propus. Sunteți vicepreședinte la Comisia pentru Învățământ. Da? Parlament, Învățământ, Știință, Tineret și Sport. Există o sete mare în România, o sete de învățătură, așa cum v-ați fi așteptat, să zic, comparăm, să zic, cu deceniile care au trecut. Eu cred că în momentul de față încă sunt titubații, sunt anumite fluctuații în ce privește așezarea învățământului românesc pe coordonate care să crească performanța la sfârșitul procesului de învățământ să apară
elevi eminenți, specialiști eminenți, cei care fac universități, cu toate că putem spune că în Europa și în lume, specialiști tineri care au plecat și care au fost formați în România se bucură de respect maxim și fac performanță fără doar și poate. Prin urmare, avem școală bună în ceea ce privește școala generală și liceul sau colegiul, avem facultăți de performanță și sunt bine cotate și la nivel european și în același timp studiile post-universitare se desfășoară după normele și după prescripțiile europene. De exemplu, învățământul universitar este organizat după procesul Bologna. Asta înseamnă învățământul în trei cicluri. Ciclu principal, masterat, doctorat. În afară de medicină, arhitectură și universitatea de artă, care fiind profesii vocaționale, învățământul de lungă durată a rămas, pentru că așa e normal să fie. Și aici sunt domenii în care important este să te poți raporta la un maestru, adică să ai un specialist de mare performanță și de mare talent, putem spune, de la care să iei și prin procesul didactic propriu-zis, dar și să furi, între ghilimele, pentru că în felul ăsta putem discuta de o continuitate și un schimb de generații logic și de performanță, pentru că cei care citesc mult, care sunt extrem de studioși și care nu se pot raporta la un formator, la un maestru, se numesc autodidacți. Autodidacții vor obține performanțe medii, ca să nu zic mediocre. Deci asta înseamnă școală. Bineînțeles că legea 1, legea învățământului, e perfectibilă. Noi ne gândim acum cu doamna ministru Andronescu, președinta Comisiei, cu domnul profesor Oprea Dumitru de la Iași, cu colegii noștri din Comisia de Educație, Cercetare, Tineret și Sport, să elaborăm o nouă lege a învățământului, în care cu siguranță să aducem o contribuție la îmbunătățirea învățământului, în ideea că nu trebuie nici curicule încărcată, nici program foarte încărcat, pentru că asta înseamnă uzura creierului, copilului și tânărului, și chiar dacă îl scoți doct la 25 de ani, s-ar putea că pe la 45 de ani să dea semnul de oboseală. Să devină semidoct. Înțelegeți? Deci este important și acest, adică să se dea exact ceea ce trebuie tânărului și ca să îngurgiteze. Avem fără îndoială elite și ne mândrim cu ele peste tot, așa cum spuneați și dumneavoastră. Ne mândrim că avem, știu, zeci de elevi care au luat note maxime la bacalaureate, performanța supremă, nu sunt admiși la facultățile din străinătate. Mă gândeam că, potrivit strategiei de la Lisabona, până în 2020, ponderea persoanelor cu studii superioare ar fi trebuit să ajungă în România la 40%. Noi avem un procent acum, nici nu știu, de vreo 21-22% și ar trebui să mai creștem. S-a estimat că vom mai crește vreo 5-6%. Nu vom atinge, e clar o țintă eșuată din partea României, și ne gândim în condițiile în care și cei care iau bacalaureatul s-au redus la jumătate în ultimii ani. Avem elite, dar ce facem cu, cum spunea Creangă, da? Dacă toată lumea învață, cine mai leagă și rădurile? Da? Ce facem cu ăștia care leagă și rădurile? Exact asta voiam să spun, că se discută mult și în Comisia noastră de Educație și Cercetare despre reconsiderarea învățământului profesional. Pentru că și acolo tot înveți meseria la cineva. Cred eu că problema este, nu se facem academician tot poporul. Că nu asta e problema. Ideea este, dacă noi putem, prin educație, să creștem conștiința, capacitatea de efort și randamentul în muncă. Pentru că asta este problema cea mai grea, atitudinea față de muncă, față de performanță, față de productivitate. De exemplu, în Turcia am fost de multe ori și chiar luna trecută am fost de două ori. Este vorba de patriotism. Turcii sunt foarte mândri că au fost otomani și că au stăpânit jumătate de Europa, a fost imperiu. Au această mândrie națională. Turcii muncesc imens, enorm de mult, sunt relativ puțin plătiți, dar iau două, trei joburi și una peste alta, Turcia este într-un progres incredibil.
Deci este un progres care plasează după China și India și crede că pe undeva aproape de Brazilia. Deci creștere economică importantă, care pe de o parte se datorează atitudinea lor față de muncă și mândria națională și în același timp faptul că au populație activă numeroasă. Pentru că ceea ce scapă și la noi și în Europa în general este faptul că natalitatea este prăbușită și că pătura, segmentul de populație tânără și activă e din ce în ce mai mic. Și atunci orice strategie de dezvoltare economică poate fi genială. Dacă nu ai forța de muncă, este iluzie. Deci nu are nicio valoare. Ei fiind și musulmani aveau și nu numai asta o lege cu furatul și le se tăia mâna pe vreme. Nu le tăia nicio mână. Și fură mai puțin, da. Domnule senator, probabil, și nu mai rămâne. Nu la furtul manual este problema, la tunurile care le dau alții la noi. Discutăm de milioane, că dacă e unul din buzunar, nu știu ce, este negativ, evident. Da, acum, cum spuneați și noi, te îngrojești la ce sume au ajuns șpăgile. Înțelegeți? Deci aici e problema. Că vorbeați de copii și aș vrea să revenim la profesia dumneavoastră de bază. Spuneați cândva că pledați și încercați să spuneți cetățenilor că fiecare familie din România ar trebui să aibă 3 copii. Unul pentru tată, unul pentru mamă, unul pentru România. Corect. Din păcate nu se întâmplă deloc așa. Avem o populație din ce în ce mai îmbătrânită. Nici n-am văzut la nivelul guvernului, sau poate n-am perceput eu, dacă există o strategie pentru, eu știu, creșterea natalității, pentru, eu știu, întinerirea. Sau e doar o iluzie, pentru că lucrurile astea nu se întâmplă numai la noi, cum spuneați, în toată Europa. Fugim după munci, joburi cât mai bune, femeile se căsătoresc mai târziu. Aici apare și cealaltă problemă, da? Cu cât vârsta e mai înaintată, și copiii și generațiile care vin poate să aibă, știu, probleme de sănătate sau... Deci dacă o luăm într-o oarecare ordine, pe de o parte este această nesiguranță a existenței, fuga după job, după câștig, după confortul material, pe undeva înstrăinează oamenii și limitează dragostea. Deci căsătorile se realizează în general după 30 de ani. La bărbați după 30 de ani nu e problemă. Dar la femei după 30 de ani ovulele sunt mai rare. Deci riscul de infertilitate este major. Și atunci apar diverse probleme și dificultăți în a procrea. Este o problemă care trebuie să ne preocupe, dar aici nu putem noi să obligăm oamenii să însoare la 15 ani, cum se întâmplă în anumite etnii. Dar oricum, este o chestiune importantă și o chestiune educațională cu efecte pe termen lung. Însă, important este ca la nivel statal, decizional, să se dea o legislație care să încurajeze natalitatea. Ori guvernul Ponta are o realizare de acest punct de vedere, dublarea alocației. De la 42 la 84 de lei. Nu este mult, încă e puțin. Este o etapă. Am spus eu cam cât hrana la padocul de căței de la... Nu, dar și deținuții și căței și alții au mai mult cheltuiala. Din păcate trebuie să o spunem că n-ajunge la căței suma respectivă. Sunt alți căței care mănâncă pe traseu și asta e o crimă. După mine că iubesc animalele și i-aș aresta pe cei care se înfruptă din ceea ce se cuvine animalului. Problema este că în Ungaria s-a luat o serie de măsuri stimulative, scutire sau reducere de impozite la primul copil, la al doilea mai mult, iar la al treilea foarte mult. După aceea, accesul facil la locuință, gen prima casă, pentru cei care au 2 copii, este iarăși important și în același timp ca la al treilea copil deja să aibă facilități majore în a achiziționa casa definitiv. În aceste condiții, în Ungaria a avut loc un boom al natalității prin aceste măsuri. Am să mă interesez și eu punctual și exact care sunt
și să încercăm să le implementăm la noi. Pentru că asta este chestiunea foarte importantă. Da, pentru că s-ar asigura acea stabilitate de care exact. Spuneați și foarte mult, atâta timp cât n-ai un cămin, îți vine și mai sigur. Greu. Nu mai suntem pe vremea lui Păurescu când spunea într-o poezie, dar un pat întuneric și tu. Nu da, e, nu e suficient da, da, atât. Da. Oamenii își doresc mult mai mult. Nu mai avem decât vreo 4 minute din emisiune. Zilele trecute circula o știre... În media se spunea că, eu știu, micuții copiii care nu sunt vaccinați nu vor mai fi primiți la școală. Avem o mare problemă cu vaccinurile. Conform unor date de Eurostat, mortalitatea infantilă în România este de aproape 10 la 1000, da? Aproape 9,8 morți la 1000 de nou născuți și numărul cazurilor de îmbolnăvire cu boli a crescut în ultimii ani. E o modă anti-vaccin? Nu, este o construcție ideatică absolut aberantă, periculoasă, din păcate susținută și de unii medici, cum că vaccinurile ar fi responsabile de anumite tulburări imunologice, inclusiv de autism, care leagă de un vaccin ROR. Ăla se face la vârsta de un an. Cine se pricepe la autism și poate să vadă, se naște debut înainte. Deci este, poate fi văzut înainte, n-are nicio legătură. Deci ROR cu autism n-are nicio legătură. În același timp, acum vreo două săptămâni a dat o știre din Spania, un om care a murit de difterie pentru că nu era vaccinat. Adică nu este normal să avem cazuri de poliomielită, cazuri de diverse boli contagioase, variolă, eu știu, în condițiile în care ai posibilitatea să faci vaccinare. Legislația care se cere la noi și pe care o implementează Ministrul Sănătății și Ministerul Educației, e cât se poate de logică, este normală și s-a constatat de multe ori că la noi numai măsuri de coerciție au aderență și efect suficient, așa încât mi se pare perfect logic și perfect judicios. Știu că ani de zile nu a discutat nimeni și n-a comentat nimeni împotriva vaccinului. Ba chiar te duceai, îți făceai toate vaccinurile care trebuiau, nu era nicio problemă. A apărut așa în ultimii ani. Exact. Și chiar se vorbea de o modă. Culmea că lansată tot de unii medici, cum spuneați. Noi avem un procent de vaccinare, nu știu, undeva la vreo 75%. Și e foarte rău, pentru că trebuie să fie, nu știu, să ajungă aproape la 100%, ar fi exact. Ideal. Nu, sunt exceptate anumite cazuri cu totul speciale. Nu are să facem referire la ele, dar deci în general... Deci recomandați mămicilor? Eu recomand mamelor să respecte vaccinurile conform planului național de vaccinare, pentru că asta e spre binele copilului, îl ferește de boli și chiar, și eu încerc asta să implementez la nivel național, vaccinul antipneumococic polivalent. De ce? Pentru că în situația în care s-ar face vaccinarea masă cu acest vaccin, pneumonia comunitară, o boală care operează foarte mult în sezonul rece, ar nu avea niciun fel de consecințe de patologie. Prin urmare, ar scădea cu cel puțin două treimi numărul de cazuri care necesită spitalizare cu pneumonii comunitare. Prin urmare, o spune asta calitatea un medic vieții. Care a Absolut. Stat 35 de ani într-un spital de copii. Sunt un medic Societății Române de Pediatrie? Președintele Societății Române de Pediatrie la al doilea mandat. Deja la al doilea mandat. Al doilea mandat, da. Da. Și a tratat în viața dumneavoastră vreo 300.000 de... 300.000 de copii erau acum vreo câțiva ani. Eu cred că sunt mai mulți, pentru că eu văd foarte mulți copii acum. Pentru că pentru mine viața mea este spitalul și pediatria. Fac ce pot și cât pot, nu atât cât vreau, în postura de parlamentar. Oricum mult mai puțin decât credeam eu. Mulțumim domnului profesor dr. Marlin Bura, senator UNPR. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Îi mulțumesc domnului senator Burla pentru prezența în emisiune, iar pe dumneavoastră vă invit să urmăriți concursul nostru unde este prezentată gama Goș, după care vă voi adresa o întrebare.
Șamponul Gauche pentru volum în cazul părului subțire. Este un produs de curățare blând ce conține proteine speciale pentru un volum deosebit. Reface elasticitatea și rezistența firului de păr, asigurând părului subțire un volum de lungă durată, datorită ceramidelor, proteinei de grâu și provitaminei B5. Soluția ideală pentru părul gras, lipsit de strălucire și fără vlagă, este șamponul uscat Gauche. Este un produs pentru părul gras ce poate fi utilizat între spălări, la domiciliu sau în deplasare. Pudra magică absorbe uleiul în exces, resturile de produse și impuritățile de la rădăcină până la vârfuri, lăsând părul catifelat, curat și reîmprospătat. Foarte important este că toate aceste produse nu conțin parabeni. Întrebarea este: ce produse conține gama prezentată astăzi? Trimiteți răspunsul dumneavoastră pe adresa de mail iasharonantena1.ro și puteți câștiga săptămâna viitoare, prin tragere la sorți, un bon valoric de 100 de lei pe care îl puteți ridica de la sediul Antena 1 Iași, din strada Grigore Ghica Vodă, numărul 13, la etajul 12. Cu acest bon puteți achiziționa produse cosmetice de la firma Contrast Impex, din strada Sfântul Lazar, numărul 38. Acum vom afla câștigătorul ediției trecute. Acesta este Cătălin Cazacu. Eu sunt Vasile Inuță. Până săptămâna viitoare, vă doresc numai bine!